În județul Giurgiu, de la începutul campaniei electorale și până în prezent, s-au înregistrat 11 evenimente electorale. Polițiștii au aplicat sancțiuni în valoare de 500 de lei pentru cei care au apelat abuziv numărul de urgență 112, iar în celelalte cazuri au întocmit dosare penale. 4 pentru fur calificat și 1 pentru distrugere de benere. Până în acest moment nu există persoane arestate, iar cercetările continuă pentru a se găsi vinovații. În marea lor majoritate, aceste incidente au constat în distrugerea unor benere electorale. Polițiștii efectuează cercetări. Pentru stabilirea cauzelor în care acestea fie au fost distruse, în sensul că au fost tăiate sforile de susținere și o parte dintre acestea au fost găsite la baza stâlpilor pe care au fost ancorate, fie au fost tăiate și sustrase. Din cauza acestor evenimente, cei de la Inspectoratul Județean de Poliție au organizat o campanie intitulată Tu decizi votează legal, cu scopul de informare a populației cu drept de vot cu privire la riscurile la care se expun în cazul încălcării legislației electorale.